În prima etapă, pachetele cu ajutoare de la UE sunt distribuite botoșănenilor din dosarele de ajutor social și celor din dosarele pentru alocații de susținere. Noi avem la data de 1 noiembrie în evidență un număr de 404 persoane din dosarele de ajutor social și 920 de persoane din dosarele de alocații de susținere, adică membrii familiilor, ceea ce înseamnă un total de 1324 de persoane. De ASE Botoșani are aproximativ 2400 de pachete, cele rămase în a doua etapă, puțin peste 1000, sunt pentru cei cu handicap grav și accentuat și vor fi distribuite conform principiului primul venit, primul servit. Asta pentru că în municipiu sunt mult mai multe persoane care se încadrează în această categorie. Așa cum am precizat, distribuția va începe cu beneficiarii de venit garantat și alocație de susținere de pe în perioada 16 noiembrie până pe 7 decembrie, 3 săptămâni, deși ordonanța prevede că un număr de maxim 45 de zile, din experiența anilor precedenți, noi apreciem că în 3 săptămâni putem finaliza distribuția la cele două categorii. Urmând ca de pe 8 decembrie, stocul rămas să-l distribuim persoanelor cu handicap grav și accentuat. Din păcate, nu avem niciun alt criteriu care să-l putem aplica decât ordinea în care se prezintă să ridice pachetele, deci primul venit, primul servit. Având în vedere că anul ăsta e puțin mai greu, pachetul conține ceva plus sau nu. E la fel ca... Pachetul este același, componența pachetului este același de ani de zile, nu de anul trecut. Un pachet are făină de grâu și porumb, paste, ulei, zahăr, orez, conserve de carne, gemuri și compoturi.